Vedeta mărturisește că nu simte nevoia de o petrecere și caută în schimb liniștea și pacea sufletească de care, până la urmă, toți avem nevoie. A 49-a sărbătoare de Sfântul Andrei din viața mea, precedând împlinirea 50 de ani de trai pe pământ, îi împlinesc acuși, puțin înainte de Crăciun. Tot ce vreau anul acesta e liniștea, pacea în suflet. După atâtea furtuni pe care destinul ni le aduce, nu simt nevoia să petrec. Am dansat și am cântat de ziua mea toată viața și a fost frumos. Am nenumărate amintiri cu energie și bucurie. Anul acesta darul pe care eu simt să mi-l fac este tihna și sper ca în jurul lumii oamenii, singurii care tulbură pacea, să găsească ceva mai sănătos de făcut decât mult zgomot pentru nimic. Luați-vă oamenii dragi în brațe și prețuiți timpul petrecut împreună. Căutați să fiți constructivi, viața nu trebuie să fie o continuă luptă. Ea este așa cum îi îngăduim să fie, dacă o iubim. A scris aceasta, acum puțin timp, Andreea Marin mai anunța faptul că se pregătește așa cum știe mai bine pentru a întâmpina vârsta de 50 de ani. În urmă cu doar câteva zile, vedeta se afla la un centru din Brașov. Peste o lună fix, împlinesc 50 de ani. Mie îmi sună foarte bine, de ce e supărare pentru mulți oameni când schimbă prefixul la 30, 40, 50. Chiar nu știu. Fiecare vârstă are frumusețea ei. Ce-mi doresc? Să intru noul deceniu sănătoasă. Așa că în această săptămână mi-am făcut un dar. Am hotărât să rup ritmul nebun al muncii din perioada plină și să vin la Brașov pentru o resetare minte, trup și suflet sub coordonarea doamnei dr. Alina _Spinian și echipei sale. În fiecare am fac asta, dar de obicei după sărbători. Acum am simțit că merit să fiu prioritatea mea și fiecare om. Oricât de grijul cu cei dragi și cu responsabilitățile sale ar fi, ar trebui să se prețuiască și pe sine. Ce am făcut în aceste zile? Mâine, revin cu un video care exprimă mai bine toate acestea și cu detalii despre procedurile făcute și ilustrate acum în fotografii. Să ne vedem cu bine și cu energie pozitivă. Eu sunt pregătită pentru noua mea jumătate de viață. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.